rostind cuvinte plăcute. Cuvintele plăcute, pline de tandrețe și lipsite de înșelăciune, ies de pe buzele oamenilor virtuoși. Decât un cadou oferit cu o inimă bună, mai folositoare sunt cuvintele dulci rostite cu un zâmbet deschis. O înfățișare plăcută și cuvintele dulci rostite de inimă sunt calea virtuții. Mâhnirea care provoacă sărăcia nu îi va urmări pe cei care rostesc cuvinte aducătoare de bucurie tuturor celor pe care îi întâlnesc. Smerenia și cuvintele plăcute sunt bijuteriile care împodobesc un bărbat. Nu există altele mai prețioase. Dacă un om intenționează să facă fapte bune în timp ce rostește cuvinte dulci, virtuțile sale vor crește și viciile sale vor slăbi. Cuvintele generează recompense spirituale și excelență morală atunci când nu se îndepărtează de la utilitate și agreabilitate. Vorbirea dulce, care este străină de meschinărie, oferă plăcere nu numai în această viață, ci și în următoarea. De ce ar rosti cineva cuvinte crude după ce a observat fericirea pe care o conferă cuvintele drăguțe? A rosti cuvinte dure atunci când e nevoie de cele dulci este ca și cum ai mânca fructe necoapte când cele coapte sunt la îndemână.